Bună ziua, domn doctor! Bună ziua, ce faceți? Bine, mulțumesc! Aveți din ce în ce mai bine, nu știu ce cauți pe la noi. E... I-a primit experiența la fermă. Da, probabil. Dar mi-a stricat fața, mi-a primit experiența, dar mi s-a stricat fața. Mi s-a deshidratat de la atâta frig și mâncare proastă. Să știi că așa e, contează foarte mult stilul de viață, că el se, de fapt, pielea reflectă stilul nostru de viață. Ce facem astăzi? La ce te-ai gândit? Ce îți dorești de la mine? Vreau o hidratare din interior, vreau un refresh și bineînțeles că un fel de curățare, ca să tenul meu să fie din nou radiant, luminos. Ok, cred că am o soluție potrivită. Folosim astăzi niște celule din sânge. Intrăm deja în medicina anti-aging. Dacă îmbătrânim, se îmbătrânim mai lent și mai frumos. O să apelăm la terapie Dracula, o terapie unde folosim celulele care ne vindecă de obicei din interior, o să recoltăm, o să le reactivăm și apoi o să folosim un aparat care se numește Dermapen, dar și clasică seringă, unde o să inserăm serul ăsta, celulele active împreună cu alte produse, vitamine, oligoelemente, acid hialuronic special, o să le reinjectăm la nivelul feței, la nivelul gâtului, decoltelui, toate zonele care dorim puțin să le întinerim. Deci am amestecat fel de fel de vitamine, aminoacizi, oligoelemente împreună cu celulele care ne interesează pe noi și plasma. Și acum o să activăm celulele. Amestecăm foarte bine. Practic le faceți un masaj mai dur. Da, facem un masaj mai dur, da. Și serul este pregătit. Am venit să acoperim, să nu fie frig, da? Veliți-mă, dați-mi o pernă. O să folosim un aparat care se numește Dermapen. Avem partea asta sterilă, care, de fapt, avem 12 microace. O să setăm aparatul. Normal că putem alege o profunzime. Mai ușor de la început, domnul doctor, să nu chinuim așa. Femeile sunt puternice, dar așa că nu am emoție cu Carmen. Ok. Te simți mai tânără? Băi, da, să știi că da, dar efectul o să apară după câteva săptămâni pentru că se reface din interior celula și abia după asta începe să se curețe tenul, să devină mai luminos și mai ferm. Antinerit.